Bună dimineața, Moldova, și bine te-ai trezit și în această dimineață de joi. De obicei, atunci când sunt la radio, pentru că v-am mai spus într-o altă ediție că mai am un alt job, lucrez și la radio, spun că joi e mega joy, adică joi e fericire. Să știți că e o zi plăcută astăzi aici la Iași, chiar dacă în acest moment s-au adunat pe cer câțiva nori de ploaie. Meteorologii ne anunță că temperatura va urca până aproape de 18 grade Celsius ca maximă a zilei. Oricum ar fi, trebuie să ne trezim dis de dimineață. Știți de ce? Pentru că trebuie să fim activi și să facem lucruri care să ne facă fericiți, pentru că Dalai Lama susține în felul următor: fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele tale. Așa că cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Trebuie să știți că astăzi este Ziua Mondială a Meteorologiei, subiect pe care îl vom aborda și noi în cadrul matinalului. Tema anului 2017 este să înțelegem norii. Eu cred că înțelegem, unii dintre noi poate suntem cu capul în nori, alții în fiecare zi lucrăm cu nori virtuali, să-i spunem așa, cloud, așa cum sunt cunoscuți pe internet. Și dacă discutăm despre mediul online, trebuie să vă amintesc de pagina noastră de Facebook, Bună Dimineața Moldova, ca în fiecare zi ne puteți găsi și pe pagina de Facebook, dar ne puteți urmări și online pe www.tvrplus.ro. Ei bine, vă spun și care sunt premiile pe care le puteți câștiga în această dimineață. Dacă ne sunați la 0232 20 90 12, puteți intra în posesia a două invitații, a câte două locuri la concertul Holograf, care are loc pe 4 aprilie aici la Sala Sporturilor din Iași. Concertul se numește Vedere de la Costinești, probabil regulile le știți deja. Să dăm ocazia și celor care poate n-au câștigat premii, așa că dacă dumneavoastră ați mai câștigat la noi în ultimele 30 de zile, eu propun că ar fi frumos și echitabil să îi lăsăm și pe alții care poate n-au îndrăznit să ne contacteze în această dimineață și să se bucure de premiile pe care le oferim. Vă spun și care sunt subiectele din această frumoasă dimineață de joi. Alături de noi va fi doamna doctor Gina Tiron. Discutăm despre Ziua Mondială a Meteorologiei. Îi spunem bună dimineața și jurnalistului Vlad Frânghiu, care vine să ne invite la film. Discutăm despre filmul și cartea Sub aceeași stea, carte scrisă de John Green, deoarece Biblioteca Județeană Gheorghe Asache din Iași propune publicului interesat vizionarea gratuită a filmului astăzi în cadrul proiectului Cerneală și Celuloid. Aflăm mai multe detalii la momentul potrivit. Însă până atunci, ca de fiecare dată, nu ratăm nicio ocazie de a ne întâlni cu Roxana Gorcioaia de la știri. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața! Ia spune-mi, de Titanic, îți mai aduci aminte de filmul Titanic? Cum să nu mi-aduc aminte? Evident, plâns, nu? Cred că toată lumea, ori. Cred că toată lumea a plâns pe filmul respectiv. Știi de ce întreb asta? Pentru că în urmă cu aproape 21 de ani, Titanicul a obținut numai puțin de 11 trofee Oscar. Așa că trebuia să menționăm și acest lucru. Uite, diseară când voi ajunge acasă, cred că asta voi face. Îmi pun filmul și îmi iau floricelele și mai plâng puțin. Te ascultăm la știri. Circulația tuturor trenurilor din regionala CFR Iași a fost paralizată ieri timp de 4 ore, de la 7 la 11, în urma unui protest spontan a angajaților de la infrastructură. Zeci de oameni, mai ales navetiști, au așteptat nemulțumiți reluarea circulației sau au plecat spre case cu alte mijloace de transport. Greviștii sunt nemulțumiți că au rămas fără drepturi după expirarea contractului colectiv de muncă pe 21 martie și își acuză șefii, dar și liderii de sindicat, că au neglijat această problemă. Între orele 7 și 11, cât a durat protestul de la Iași, au rămas în stații 5 garnituri. În toată regionala, 12 trenuri de călători nu au plecat la orele stabilite, iar cele în mers au oprit în prima stație. De aici și nemulțumirea călătorilor care au abonament și a celor care și-au cumpărat bilete. Unde trebuie să ajungeți? Mobile, la două stații. Și nu vă încurcă programul, nu? Ba, da, da. Ce te faci? Depinde de noi. Andrei Șeni. Am dat planurile peste cap. Total. Am mama, mă împlinit 92 de ani și situație dificilă. Nu știu. Eu în loc să fiu acasă la ora asta, îi plătesc și abonament lunar. Nu vrea CFR-ul, circul regiotransul și invers. Face fiecare grevă cum vrea. Că ăștia sunt obligați să intri și ei în grevă, nu? Pentru că dacă îi dă drumul automotorul ăsta până la Lețcani, mișcăristul de la Lețcani, impregatul nu face parcursul, mă duc la Dorohoi sau unii la Hârlău sau la Pașcani, ne-am de făcut.
Și eu trebuie să fac 36 de ore ca să ajung acasă și mâine să mă întorc din nou la serviciu. Nu-i frumos? Protestatarii spun că nu mai pot suporta bătaia de joc și ignoranța celor care ar trebui să-i reprezinte. Ei nu-și explică de ce nu a fost semnat un nou contract colectiv de muncă. În lipsa acestui document, salariații spun că nu vor mai primi niciun spor legal și vor pierde în jur de 500 de lei la salariu în fiecare lună. Ăla care au avut grijă de bugetul și au avut grijă de finanțele noastre și știau de acum un an și trei luni că pe 21 martie 2017 expiră contractul, de ce nu s-au îngrijit să înceapă negocierile din timp și să facă toate lucrurile astea să meargă posibil? Pe ei cine trage la răspundere? Ei stau pe niște scaune călduți, bine mersi, și își încasează salarii mari și alte beneficii și noi acum trebuie să ieșim în stradă să ne certăm cu oamenii care stau prin trenul și au nevoie să ieși să facă naveta. Vă tai din salariu acum în jur de 5 milioane. Da, o să ne tai. Acum da, că acum lucrăm după CIM. Și în contractul individual de muncă aceste sporuri, deși conform codului muncii ar trebui să fie trecute, scrie clar în codul muncii că în contractul individual de muncă trebuie să fie trecute și asta. Nu sunt trecute. Noi am pierdut grupele de muncă începând din 2001 pentru că onoră administrația și sindicatele, așa zis, reprezentativi, conducerea sindicală care trădează oamenii în ultimii 8-9 ani, n-au binevoit ca să facă demersuri legale necesare să fim încadrați ori în grupa specială, ori în grupa cu condiții deosebite de muncă. La promisiunile șefilor societății, oamenii au încetat protestul. În lipsa unor rezultate concrete, angajații de la CFR Infrastructură spun că vor relua protestul peste 2 săptămâni sub forma unei greve generale pe termen nelimitat. Procurorii și polițiștii ieșeni au destructurat cea mai mare rețea de traficanți de etnobotanice care acționa în Iași, Bacău și Piatra Neamț. Unii dintre vânzători aveau uneori chiar și 100 de clienți pe zi, spun anchetatorii. În plasa vânzătorilor de vise au căzut de cele mai multe ori tineri cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani. Mulți dintre aceștia ajungând deseori și în unitatea de primiri urgențe din cauza substanțelor toxice pe care le inhalau. Rețeaua traficanților de etnobotanice cu monopol pe piața din Iași a fost anihilată de procurori de ICOT și polițiști de la crimă organizată. În urma celor 32 de percheziții desfășurate marți, au fost ridicate pentru audieri 40 de persoane. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre o rețea structurată în două grupuri. Unul care fabrica și distribuia substanțe cu efect psihoactiv și altul care distribuia droguri de risc. Gruparea pe care am investigat-o, putem spune că deținea o zonă importantă din această piață neagră a drogurilor, respectiv a produselor cu efecte psihoactive din municipiul Iași. Dacă nu, chiar am putea concluziona că deținea monopolul în oraș. Distribuția se făcea stradal, spun anchetatorii. Nu se foloseau telefoane mobile, iar cei care voiau să cumpere știau exact unde trebuie să se ducă pentru a face rost de substanțele psihoactive. Clienții apăreau în zonă și practic erau acostați de cel care era la geam la momentul respectiv sau era pe poziție. Gândiți-vă că foloseau produse de uz veterinar pentru anestezierea animalelor mari. Ce efect poate avea asupra unui copil. Cei care consumau deveneau extrem de repede dependenți, chiar după ce cumpărau de 2 sau de 3 ori, spun procurorii. Ba mai mult, dacă spuneau dealerilor că renunță, aceștia le dădeau gratuit câteva doze pentru a le alimenta dependența. Potrivit anchetatorilor, foarte mulți dintre cei care au căzut în plasa acestei rețele au ajuns la spital. Unii dintre ei, chiar de mai multe ori, acest lucru fiind confirmat și de către medicii ieșeni. Prezentările pacienților cu abuz de substanțe interzise sunt aproape zilnice în unitatea primire urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon. Cel mai frecvent este vorba de bărbați de vârstă tânără care sunt din mediul urban, mai puțin cei din mediul rural și mai puțin cazul pacienților de gen feminin. Manifestările pentru care ei ajung în urgență sunt manifestări de tip agitație, tulburări de ritm cardiac manifestate prin palpitații, chiar scurtă pierdere a stării de conștiință cu leșin, uneori în spațiu public. Problema dependenței în general nu este declarată în urgență. Acesta este motivul care stă la baza prezentărilor repetate, pentru că mulți dintre acești pacienți ajung de mai multe ori în cursul aceleiași luni în unitatea primire urgență. Dar problema dependenței este mai mult discutată de către medicul psihiatru sau psiholog.
În urma perchezițiilor, 15 persoane au fost reținute. Alți 7 inculpați sunt cercetați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Cei găsiți vinovați riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare. Povestea celor 3 purceluși, varianta de Iași. Pentru aproape o săptămână, 3 porci au fost cazați la padocul de la Tomești și asta pentru că au fost găsiți hoinărind pe străzile din cartierul Galata. După ce au fost hrănite și îngrijite, animalele au fost duse la Facultatea de Zootehnie de la Universitatea Agronomică. După ce zile în șir au fost văzuți de polițiștii locali pe străzile din cartierul Galata, oamenii legii au decis să-i adune de pe drumul și să-i ducă la padoc. Și asta pentru că nu există un alt loc unde pot fi cazate animalele fără stăpân. În data de 15 au fost capturați 3 porci de pe raza cartierului Galata. Au fost aduși și cazați la noi la padocul de câini, că în altă parte nu am avut unde. Imediat ce au ajuns în padoc, cei 3 porci au devenit vedete și toată lumea are grijă să fie hrăniți la ore fixe. Doctorii veterinari de la padoc spun că și-au dat tot interesul pentru ca porcii să beneficieze de cele mai bune condiții de cazare. S-au făcut ceva analize la nivel ochiometric, măcar să... Numai din punct de vedere clinic, ci s-au putut examina. Ei sunt sănătoși. Acum, dacă ori avea și alte probleme, nu avem de unde știe. Din punct de vedere fizic? Sunt bine. Se știe așa cam ce vârstă ar avea? Aproximativ un an, cred. Maxim un an, da. Ca și greutate, cred că au. Cu 80, da. Cred că așa, cam un an. După aproape o săptămână de cazare la padocul de la Tomești, porcii au fost transferați la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași. Aici vor fi modele de studiu pentru studenții de la zootehnie. În județul Iași, numărul voluntarilor care doresc să planteze arbori în cadrul campaniilor silvice a crescut semnificativ și în celelalte județe ale Moldovei fenomenul se manifestă asemănător. Specialiștii încearcă prin diverse acțiuni să sporească gradul de conștientizare asupra gestionării, conservării și dezvoltării durabile a pădurilor în beneficiul generațiilor prezente și viitoare. În județul Iași, Direcția Silvică a deschis în această primăvară 12 șantiere în cadrul programului de împăduriri, care se va derula până la 15 aprilie. Prima acțiune a avut loc pe raza ocolului Silvic Dobrovăț, acolo unde circa 80 de persoane, militari din cadrul batalionului Lupii Negri și salariații ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, au plantat arbori pe o suprafață de circa 3 hectare. Timpul ține cu noi. Este prima oară când ies la o activitate de genul ăsta. Ajutăm pădurile, ajutăm vegetația și îmi face mare plăcere să fiu aici, să dăm o mână de ajutor cu toți. O astfel de zi pentru noi ce să însemne? Un pic de efort depus pentru viitorul copiilor și a nepoților noștri, pentru îmbunătățirea stratului de ozon. La o intervenție, depui un efort și salvezi o viață sau niște bunuri, aici la fel, punem un copac, salvăm alte vieți sau eu știu. Aici se execută niște lucrări de completarea unor regenerări artificiale, plantații de stejar. Se completează lipsurile care au apărut datorită unor cauze naturale, secetă, vânatul care mai afectează regenerările în general, atât cele naturale cât și cele artificiale. Programul prevede la nivelul județului împăduriri pe 110 hectare, completări de vegetație pe 90 de hectare și regenerare naturală pe o suprafață de 220 de hectare. Pruna pădure este una dintre cele mai importante acțiuni care se desfășoară în perioada 15 martie-15 aprilie cu scopul de a conștientiza și a înțelege că pădurea are un rol foarte important. Avem acțiuni de împăduriri pe care le derulăm în toate cele sub
8 subunități ale Direcției Silvice Iași. Avem voluntari care participă la aceste acțiuni pe baza unor parteneriate pe care le-am încheiat și pe care le derulăm în toată această perioadă. Avem specii principale de bază, care înseamnă stejarul, gvercineile, și în specii de amestec, frasin, paltin, cireș. Direcția Silvică a sponsorizat programele de plantări inițiate de o serie de instituții cu material săditor din pepinierele proprii. Acestea au fost știrile dimineții. Anca? Îți mulțumim mult, Roxana, și nu uita de Titanic. Uite, ți-am dat de treabă în seara asta. Mergem mai departe și vă mulțumim și dumneavoastră pentru că sunteți matinal și ne urmăriți ca în fiecare dimineață. Vă spun și care sunt câștigătorii celor două invitații holograf. Una dintre ele va merge la Irina Marele din Iași, cea de-a doua la Florin Andreescu. Când veți merge la spectacol pe 4 aprilie, să vă bucurați și dacă se poate să faceți o poză și să dați tag și TVR Iași, ca să ne simțim și noi bine că am contribuit într-un fel la starea dumneavoastră de bine, de ce nu. Și discutăm în această dimineață despre un film și despre o carte, despre un proiect frumos care are loc la Biblioteca Județeană Gheorghe Asache din Iași. Și aceasta invită publicul astăzi, 23 martie, la vizionarea gratuită a filmului Sub aceeași stea, urmată de discuții bazate pe cartea scrisă de John Green, care a stat de asemenea și la baza peliculei cinematografice. Moderatorul întâlnirii este jurnalistul Vlad Frânghiu, căruia îi spun bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața și bine ați venit. Bine v-am găsit. Noi. Aș vrea în primul rând să le spunem și celor care ne urmăresc ce presupune acest proiect Celuloză și Celuloid. Este un proiect inițiat de directorul bibliotecii, domnul Dan Doboș, care n-a uitat perioada petrecută prin diverse cenacluri literare și fiind și scriitor, a decis să lege filmul și cartea. Și pentru a face un proiect, hai să spun, fezabil, a decis să discutăm și să vizionăm și să discutăm despre filmele, despre cărțile care au fost ecranizate. Deci filmele cărților. Se vizionează filmul și apoi se discută pe marginea lui. Practic este un, hai să spun, un, atât o chestie de amuzament, instructivă, cât și ceva sociologic. Diferențele între carte și film ar fi. Este la a doua ediție, este din două în două săptămâni. Dar, de fapt, a discuta diferențe între carte și film ar fi ceva sec. În realitate este vorba de modalitățile prin care poți citi un film prin prisma cărții. Ce ai înțeles din carte? Știți că de regulă filmele întotdeauna nu se ridică la înălțimea cărții. Chiar voiam să întreb, până acum s-a întâmplat ca un film să fie mai bun decât cartea pe care din câte știu, citit-o? Nu s-a întâmplat. Singurul film care este la fel de bun ca și cartea este Zbor deasupra unui cuib de cuci. Cartea e foarte bună, filmul e foarte bun, dar ele practic au fost extraordinare pentru că nu sunt o copiere a unuia. Dacă vezi filmul, trebuie să citești și cartea și invers. Bă, ce știi cartea, filmul e foarte bun. Acest film eu încă nu l-am văzut, sunt foarte curios, am să-l văd în cursul zilei de astăzi și sunt foarte curios să văd dacă se ridică la înălțimea cărții. Cartea este... Avem și noi trailerul filmului chiar acum. Cartea este foarte bine scrisă, este o carte pentru tineret, m-am simțit ca la școală când am citit-o și am fost uimit pentru că este scrisă... John Green s-a născut în 1977, deci el a scris-o în 2012, sau, deci a scris-o mai devreme, dar în 2012, deci avea 30 ceva de ani. Cartea e scrisă, nu știu, parcă e scrisă cu echierul, e ca o chestie inginerească, are, cum să spun, eu ca și critic de literar, am fost uluit de profesionalism. Vreau să spun că în urmă cu ani și ani, noi la Cenaclu spuneam că, domnule, trebuie să ai idei, scritura oricum vine, nu cred că noi mai putem concura cu asemenea tip care scriu perfect. Adică nu sunt greșeli în carte. Trebuie să menționăm că e un bestseller și că cei de la New York Times au spus așa că Sub aceeași stea este un amestec de melancolie, duioșie, înțelepciune și umor. Da, este într-adevăr, are conține toate aceste ingrediente și le conține în niște cantități ca să nu plictisească, să nu te scoată.
cum încep să te saturi, să spunem, de melancolie, dai un umor și așa mai departe. Dar cartea are un semn, hai să spun, traducerea este defecțiunea în stelele noastre. E vorba de doi bolnavi de cancer care se regăsesc. Dar semnul, sau să spun, traducerea e într-adevăr foarte bună, traducerea titlului, dar ar fi sub aceeași zodie, zodia cancerului, în aceeași, sau aceeași boală. Și cartea este bântuită de o idee că cel mai mare rău care poți face un om e să-l uiți. Practic, la un moment dat chiar spune că au trăit pe Terra 105 miliarde de oameni, 7 mai trăiesc, 98 de miliarde au murit și sunt foarte mulți morți pentru câți suntem și se punea problema dacă ni putem aminti pe toți. Cartea are permanent această trimitere în melancolia uitării. Și să nu uităm că Marin Preda a spus că cea mai mare pedeapsă care o poți da unui om e să-l uiți. Să sperăm că cartea nu o vom uita. Sunt curioasă să știu cum primește publicul astfel de întâlniri, pentru că dumneavoastră nu sunteți străini de acest proiect. A mai fost o ediție la care ați participat. Da. Vine pe un subiect DSF, un subiect de altfel care... O să mai fie subiectele, vor fi amestecate și science fiction. Publicul este firește interesat. Va ajunge, sper că sala va fi în curând neîncăpătoare sau cred că va fi neîncăpătoare, va trebui să ne mutăm în altă parte sau într-o sală mai mare. Despre ce sală discutăm? Este vorba de sala de la Biblioteca Ion Creangă de la Casa Sindicatelor, sălița de sus. Este o sală cu săliță pentru că față de sala de lectură este mai micuță, are vreo 40-50 de locuri capacitate. Da, discutăm despre filiala nouă. Filiala nouă înființată, nou deschisă după 40 ceva de ani sau 50 chiar. Știu că nu s-a deschis, cărțile rămân. De cine mai citește cărți astăzi? Este Facebook, dar când am intrat în bibliotecă și am văzut rafturile de cărți, pur și simplu te poți opri să nu e o carte să o citești. E bine să faci această întâlnire cu cărțile și e bine ca tinerii să mai ajungă și pe acolo, pentru că e pentru tineret, la urma urmei. Noi citim, noi avem acest exercițiu al lecturii și unde mai poți lăsa, ai că am mers pe bicicletă sau în notu, nu-l mai uiți, dar vreau să spun această mică chestie cu Facebook-ul. A citi, Facebook-ul ne mănâncă timpul și ne dă tot felul de informații care dau impresia că suntem, suntem ancorați în societate, primim o mulțime de știri, avem senzația că în ziua respectivă am făcut o mulțime de lucruri, dar nu este așa. Gândiți-vă ce ar fi să luați un tip din secolul 17 să-l puneți la Facebook o zi, cred că s-ar gândi o viață la ce a văzut, la câte poze, la ce... E foarte mult pentru creierul nostru. O carte și un film ne lasă acea perioadă de reflexie în care creierul poate să asimileze ceea ce s-a întâmplat, ceea ce am citit. Cam asta am avut de spus de Facebook și de cărți. Da, am înțeles. De la ce oră va fi această întâlnire? 17:30, 19:30 cu prelungirea de rigoare în fiecare joi, odată la 2 săptămâni. Deocamdată. S-ar putea să fim obligați să facem săptămânal, dacă publicul dorește. Dar acum e la 2 săptămâni, deci peste încă 2 săptămâni. Ce a fost la prima ediție? Prima ediție a fost, titlul a fost, dacă mi-amintesc eu, Roboții în literatură, film și realitate. S-a făcut o paralelă între cum arătau roboții acum, cum arătau în primele scrieri, cum arată din antichitate, încă cum arătau în filmele de început, în anii 50, cum arată în filmele de acum și cum arată în realitate. Da, asta începusem să spun, că e un subiect care vă pasionează. Da, pe mine mă pasionează, fiind scriitor și, hai să spun, consumator de literatură science fiction de mic copil. Da, și a fost o întâlnire, mă gândesc, la fel de frumoasă. Ieșenii sunt interesați de SF? Cred că toată lumea e interesată de science fiction. Este literatura SF și filmul, este o literatură încă deschisă. Deci literatura aceasta a cam scris tot. Subiectele sunt în număr finit. În science fiction încă universul este infinit, deși literatura despre el, pentru că până la urmă despre asta e această literatură, e infinită. Da, e deschis, deci n-ai cum să nu fii interesat. Da, până la urmă, în spirit de glumă, toți mai avem câteodată SF-uri. Da, asta așa este. În cap. O scurtă recapitulare, astăzi de la ce oră și vârte pentru toți cei interesați? Astăzi, 17:30, Casa Sindicatelor, Biblioteca Ion Creangă, sau filiala Ion Creangă a Bibliotecii Asahi. Și vă așteptăm cu drag pe toți.
Filmul se numește Sub aceeași stea, cel pe care îl puteți viziona, puteți discuta și despre cartea care stă la baza acestui film. De menționat că intrarea este liberă. Da, 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 da. Vă mulțumim foarte mult și vizionare plăcută în această țară. Mulțumim, discuție la fel de plăcută. Noi mergem mai departe, discutăm despre o nouă ediție, Identitate Basarabia, și vă invităm să urmăriți o nouă ediție sâmbătă pe 25 martie de la ora 18:30 pe TVR 3, dar și marți 28 martie de la ora 18:30 pe TVR Iași. Hamlet cu 11 condamnați pe viață și o femeie regizor, 11 deținuți din penitenciarul numărul 17 din Rezina au jucat rolurile principale în spectacolul după piesa lui Shakespeare Hamlet, montat de regizoarea Luminița Țâcu. Expresia a fi sau a nu fi aici are cu totul alte valențe. Cum trece o actriță după premii și după apreciere profesională într-un proiect de viață? Cum a montat cu ei și care sunt consecințele acestei experiențe? Un subiect pentru una dintre edițiile Identitate Basarabia, realizator Violeta Gorgos. Noi am învățat viață de la ei și am învățat meserie de la noi. Noi am primit multă emoție de la ei. Primele zile am crezut că nu voi reuși. M-a speriat foarte mult spațiu. La început repetam într-un birou, care este biroul directorului, director care a fost foarte binevoitor și ne-a permis să repetăm acolo, dar e un birou foarte mic în care încăpeam 13 persoane. După asta am trecut în sala de sport, care bineînțeles e mai spațioasă, dar nu e destul de spațioasă. Intram în închisoare la 9, de multe ori la 8:30 dimineața, la 12 plecam la masă, pentru că și noi simțeam necesitatea să ieșim de acolo. Să ieșim măcar o oră pe zi. De acolo, în închisoare, de fapt, am înțeles prețul bucuriei și prețul mișcării. Dar până la urmă ne-am obișnuit. Replică din Hamlet, obișnuința îl face pe om nepăsător. Când stăteam pe gratii, așa întinsă pe gratii și plângeam. De ce? M-am speriat de condițiile care sunt. Asta sperie cel mai mult. În interiorul închisorii. Pentru că tu realizezi că iată este o celulă mică în care stau 4 oameni, 25 de ani. Știi? Și te gândești, dar cum e oare să stai 20, 23, 25 de ani? În aceeași celulă, te plimbi 2 ore pe zi pe acoperiș, nu afară. Cum e? Adică din distribuția pe care am avut-o eu din băieți, un băiat a ieșit, după 22 de ani abia, a ieșit pe stadion. Deci 22 de ani să stai... N-a călcat pe pământ. Da. Băiatul care stătea lângă mine m-a ajutat să fac lucru tehnic, așa, a fost condamnat la pedepsa capitală. Până în 94, Republica Moldova a avut condamnarea cu moartea. A rămas condamnat pe viață, dar în momentul ăsta, știi, când stă cineva alături de tine și tu știi că ar fi putut să nu fie, pentru că 94 era altfel. Știi? El se bucură acum de viață. Nu
Identitate Basarabia, sâmbătă pe 25 martie de la ora 18:30 pe TVR3. Mergem mai departe, discutăm despre ziua porților deschise la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Începând de astăzi până pe 26 martie, Universitatea își deschide porțile pentru elevii din clasele a 9 până între a 12-a cu scopul de a se familiariza cu universitatea și activitățile acesteia. Am discutat și noi despre acest subiect săptămâna trecută alături de doamna Mihaela Onofrei, ordonator de credite în cadrul universității, însă pentru că suntem curioși, echipa TVR Iași nu putea să lipsească de la această zi a deschiderii porților pentru elevi, așa că acolo la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași se află Horia Gomeni. Bună dimineața, Horia! Bună dimineața! Într-adevăr, am vrut să vedem ultimele pregătiri. Aici suntem în sala Pașilor Pierduți la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Înscrierile pe internet s-au oprit, dar înscrierile generale nu s-au oprit. Cam câți elevi au dorit să vadă ultimele oferte de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, să o cunoască într-adevăr, să bată la ușile deschise? O să ne spună și în această dimineață doamna prorector Onofrei. Bună dimineața! Bună dimineața! Permiteți-mi să îi salut pe toți cei care ne urmăresc la această oră și să mulțumim dumneavoastră pentru că ați pășit pragul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Săptămâna porților deschise debutează astăzi și se va încheia pe 26 martie. Este un eveniment care a depășit deja 10 ani de existență și considerăm că are un rol foarte important pentru elevi, pentru familiile acestora care caută să orienteze proprii copii pentru viață și pentru ceea ce vor face mai târziu la noi, la universitate sau în alte instituții de învățământ. Săptămâna porților deschise debutează anul acesta la noi, la universitate, cu un număr de peste 3.000 de persoane care s-au înscris și care se vor implica în multitudinea de activități pe care facultățile le organizează în acest scop. Fie că vorbim de copii de clasa a 9-a, care sunt la început de drum, la începutul liceului, fie că vorbim de copii mai mari, de clasa 11-a sau chiar cei de clasa 12-a care cumva s-au hotărât pentru ceea ce urmează să facă mai departe. Sunt peste 200 de evenimente pe care universitatea le pregătește în aceste zile și în primul rând îi invităm pe cei care vin la noi la universitate să meargă la activitățile organizate la facultăți. De pildă, cei care vor merge la Facultatea de Științe Politice vor învăța ce este un brand și cum se construiește un brand. Cei care vor veni la Facultatea de Economie vor învăța cum se poate finanța o afacere. Cei care vor merge la Facultatea de Drept vor avea posibilitatea să viziteze laboratorul de criminalistică. La psihologie vor vorbi despre personalitate, cum se evaluează, cum se formează personalitatea. Și este foarte important acest aspect pentru adolescenți. Vreau să vă întreb ce pot face cei care nu s-au înscris și cei care poate ne urmăresc aici sau părinții sau bunicilor vor să-i înscrie astăzi. Mai e posibil? Sigur că da. În continuare pot să intre pe site-ul universității. Acolo vor găsi un link adresat acestui eveniment și îi așteptăm să fie alături de noi, inclusiv vizitând grădina botanică sau făcând un tur al universității, mergând la muzeul universității, pentru a vedea cât mai multe din simbolurile care formează până la urmă identitatea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Știu că ați pornit și o caravană în zona Moldovei și nu numai, poate pregătiți și activități transfrontaliere. Cât de important este ca un tânăr în momentul de față să-și găsească vocația sau să fie îndrumat în această direcție? Este foarte important pentru noi ca universitate să ne implicăm în această activitate de consiliere a tinerilor în căutarea drumului în viață. Fiecare universitate, fără îndoială, este interesată să aibă studenți, dar este important ca odată ce acești studenți vin la universitate să nu abandoneze.
De ce ar putea să abandoneze? Poate pentru că la un moment dat nu au făcut cea mai bună opțiune și atunci rolul nostru ca școală, care are o imagine foarte importantă în comunitate, este să se implice efectiv mergând în sălile de clasă, în licee, colaborând cu profesorii de liceu, cu inspectoratele, pentru a orienta cât mai bine liceenii pentru ceea ce vor să facă mai târziu și să spună că, iată, universitatea i-a ajutat să găsească soluția care li se potrivește pentru carieră. Pe stradă sunt pregătite și corturile asociațiilor studențești, colaborați îndeaproape cu acestea, tocmai în acest context? Ligile și asociațiile studențești de la universitate au un rol foarte important. Încă din iulie, de când am început activitatea ca echipă a conducerii universității, am avut primele întâlniri cu asociațiile și cu ligile, sunt 28 de asemenea entități, ne bazăm pe sprijinul lor în toate evenimentele pe care le organizează universitatea. Fie că pomenați de Caravana UAIC. Caravana UAIC este un proiect ambițios care continuă, dar pe care l-am dinamizat. El a început încă din decembrie, vizitând cele 21 de licee ale Iașului, cu peste 2000 de copii, cu care colegii noștri, profesori, studenți din asociații și ligi, Departamentul pentru studenți și absolvenți, Departamentul Media, au luat legătura. Iar acum caravana merge cu entuziasm în regiunea Nord-Est. Deja am fost în județul Vaslui, săptămâna aceasta în județul Botoșani și mulțumim în avans tuturor celor care și-au deschis porțile liceilor să primească oaspeții Universității Alexandru Ancuza. Trebuie să le spunem telespectatorilor, dacă vreți să vedeți cum a fost în Botoșani, intrați pe Facebook-ul TVR și tot acolo găsiți și programul vizitelor și prezențelor caravanei pe mai departe. Pentru cei care ne urmăresc de acasă, din toată zona Moldovei, fie că sunt elevi, fie că sunt părinți sau sunt bunici, îi așteptăm aici la Iași, în sala Pașilor Pierduți a Universității Alexandru Iancuza sau în laboratoare, în sălile de curs, pentru că de astăzi cariera ta poate începe de aici. Anca, din nou la tine. Îți mulțumim mult, Horia. Da, mi-am adus aminte de perioada de studenție, o perioadă foarte frumoasă pe care am petrecut-o aici în Iași, așa că vă invit pe toți cei care poate nu sunteți din Iași să dați o încercare și să dați o șansă Iașului din acest punct de vedere. E foarte frumos aici. Mergem mai departe și discutăm despre o nouă ediție, Cântec și Poveste. Evenimentele aniversare ale studioului Televiziunii Române din Iași, TVR 25, au ajuns și în fața publicului din Chișinău. Puteți viziona partea a doua a acestui spectacol sâmbătă de la ora 19:30 pe TVR Iași, realizatori Horia Gumeni și Carmen Olaru. Să jucăm tot anian, să jucăm hora unită, să dre-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 
dracu coraghini, să se prindă lângă mine. Hai cu toți mână din mână, că așa-i coreastră bună. Haideți roate, 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 la dre 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 dra, să jucăm cora săltată, la dre 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 dra. Jucați cora strămoșească, la dre 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 dra, cora cea moldovenească, la dre 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 dra. De la Iași la Chișinău, la dre 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 dra, dre dre dra, din Soroca la Bacău, la dre 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 dra. Cernăuți și la Galați, la dre 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 dra, dre dre dra, și la Nistru și Carpați, la dre 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 dra. Hai și tu, și tu, și tu,
să jucăm ca buia mu. Hai cu toți mai sus piciorul, lângă tată și piciorul. Când se prind în cor frații la dredredredra, se cutremură Carpații la dredredredra. Ora când își ia vântul la dredredredra, se cutremură pământul la dredredredra. Faceți cora pe-nserate la dredredredra, să joace frate cu frate la dredredredra. Să jucăm cora cu toți la dredredredra, dredredredra, și bunei și nepoți la dredredredra. Să jucăm cu voie bune, cu tot neamul împreună. Ora cea de altă dată, niște parcuri vieți lăsate. Uite așa și tot așa. Da, am revenit în direct. Vă spuneam încă de la începutul acestei ediții că astăzi celebrăm Ziua Mondială a Meteorologiei și alături de noi în această dimineață se află dr. Gina Tiron, șeful Centrului Regional Moldova. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața și bine v-am regăsit! E o zi specială astăzi pentru dumneavoastră și cred că pentru noi toți, pentru că vremea ne influențează de zi cu zi, modul în care ne îmbrăcăm, dar și starea de spirit. Da, e o zi specială, o zi pe care o sărbătorim din anul 1950, de când a intrat în vigoare Convenția Organizației Mondiale de Meteorologie. Deci anul acesta suntem la 67-a aniversar. Foarte frumos. E deja o tradiție ca în fiecare an această zi mondială a meteorologiei să abordeze și o temă. Tema din anul acesta care este? Tema din anul acesta este să înțelegem norii, pentru că ei joacă un rol foarte important în prognoza vremii. Fără a înțelege, e greu să faci o prevedere corectă a vremii. Da, eu am spus că înțelegem. Câteodată suntem cu capul în nori, alte ori ne folosim de cloud, de nori virtuali. Da, ei sunt studiați încă din antichitate, încă de la Aristotel s-a început studierea norilor. Un atlas al norilor a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea și chiar anul acesta Organizația Mondială de Meteorologie va lansa un nou atlas cu imagini mult mai multe, făcute atât de meteorologi cât și de amatori. Atlas care se va găsi pe site-ul Organizației Mondiale va fi online, digital, deci toată lumea ar putea să acceseze și să vadă multitudinea de nori de pe diferite teritorii ale și diferitele tipuri de nori. Da, ele de fapt sunt trei genuri și după aceea și pe înălțimi, tot trei, superiori, inferiori, nori înalți, e mult de discutat despre ei. Sunt fascinanți, mai ales cei de vară, să spunem așa, norii convectivi, negri, urâți, care dau bătăi de cap prognoziștilor când trebuie să dea avertizările de vreme severă, de cele de scurtă durată, numite de noi nowcasting. Am înțeles. Cum veți celebra această zi, dumneavoastră și colegii dumneavoastră? Astăzi, la Centrul Meteorologic Regional Moldova, vom avea o întâlnire cu colegii de la stațiile meteo. La nivelul centrului sunt 23 de stații și cu colegii de la Serviciul Regional de Prognoză a Vremii din Bacău. O discuție în vedere modificările care au apărut și la noi în instrucțiunile meteorologice și o dezbatere privind deci aceste modificări și lucrările pe care colegii de la Serviciul de Prognoză le pregătesc și cei de la Centrul Meteorologic pentru diverse sesiuni de științifice.
Da, și aș vrea să vorbim puțin despre România și despre clima din România. S-a schimbat ceva sau tot așa cum am învățat noi în școala generală la orele de geografie, climat temperat? Continental de tranziție, da. Așa este. Nu s-a schimbat clima. Trebuie să știm că există influențe a climei tropicale, a climei polare pentru partea de nord-est, asta mediteraneană pentru sud-vestul României. Ceea ce putem spune este o creștere a frecvențelor fenomenelor severe, a episoadelor de secetă. Deci acestea au crescut ca și intensitate și ca și durată în ultimii ani. Dar nu putem spune că s-a schimbat clima României și România nu mai e la o climă temperat continentală de tranziție. Asta înseamnă că n-ar trebui să ne sperie când iarna poate avem ninsori, așa cum a fost iarna trecută, sau vara avem zile foarte toride, sau primăvara avem zile destul de calde pentru perioada respectivă a anului. Da, nu ar trebui să ne sperie, pentru că ele au mai fost. Chiar citeam că cea mai ridicată temperatură în luna martie la Iași a fost de 27 de grade. Ieri la Iași am avut 20 de grade, ținem cont că intrăm într-un proces de răcire, deci până la sfârșitul lunii martie nu vom depăși maximul de 27 de grade al lunii martie. Ceea ce e normal pentru această perioadă. Zilele acestea au fost deosebit de calde și astăzi și mâine tot la fel rămânem la nivelul Moldovei, cu o vreme deosebit de caldă pentru luna martie, deci cu temperaturi care depășesc mediile climatologice chiar cu 10 grade Celsius, dar începând de sâmbătă, vremea va intra într-un proces de răcire. Sâmbătă vom avea și precipitații. La nivelul Moldovei, temperaturile vor fi între 8 până la 13-14 grade Celsius. Duminică, o vreme închisă, cu mai multe precipitații și cu vânt. Și poate e bine de spus să sperăm că modelele nu ne joacă feste și începând de pe 30, noaptea 30-31, o răcire accentuată cu temperaturi negative în cursul nopților vor fi mai ales în jumătatea nordică a Moldovei și în nord vom avea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Așa că pentru acest weekend nu vă faceți planuri de ieșit la picnic, e mai bine de stat în casă sau dacă ieșiți să vă luați o umbrelă cu voi, de stat în casă și de urmărit TVR Iași. Eu suntem alături de voi de 25 de ani. Dacă tot am vorbit de prognoza meteo, cum se face o astfel de prognoză? Cum se realizează? Prognoza se realizează, deci colegii de la Serviciul Regional de Prognoză a Vremii, în momentul în care au ajuns la serviciu, în primul rând vor vedea diagnoza cel puțin pentru 24 de ore în urmă, inclusiv cu situație sinoptică și cu ceea ce s-a înregistrat la stațiile meteorologice, nu numai din Moldova, ci și din țară. Apoi se urmăresc imaginile de satelit, imaginile radar, condițiile care sunt la stațiile meteorologice în momentul prezent și după această luare în calcul a parametrilor înregistrați la stațiile meteorologice se trece la urmărirea modelelor de prognoză. Da, știu că în popor existau foarte multe practici cu foile de ceapă la început de an, cu puricii de baltă, deci nu se întâmplă astfel de lucruri. Nu se întâmplă astfel de lucruri în centru meteorologic, nu. Am înțeles, e totul tehnic și exact și cu informații. Care au fost extremele de la noi din România de temperatură și unde s-au înregistrat ele de-a lungul timpului? Deci de-a lungul timpului cea mai scăzută temperatură înregistrată la nivelul României a fost de minus 38 de grade Celsius, 38,5 în județul Brașov la Bod, iar cea mai ridicată temperatură a fost de 44,5 grade Celsius în Ion în județul Brăila. Da, și dacă am discutat despre prognoză, aș vrea să știu cum a influențat tehnologia modul în care faceți prognoza meteo. Tehnologia ne-a ajutat foarte mult în realizarea prognozei meteo și
cel mai mult, aș putea spune, în aceste avertizări no casting. Deci fără imagini radar și satelit nu poți să realizezi o prognoză no casting, prognoza aceasta pentru maxim 1, 2, 3 ore și pe care o emitem cu maxim jumătate de oră înainte de a începe fenomenul. Pentru că pe baza datelor de la stație, la stația meteo, poți să nu ai fenomen și la 5 km de stație sau chiar mai puțin să fie o vijelie și grindină și tot tacâmul de fenomene severe. Deci fără aceste sisteme de detecție a norilor nu am putea să facem această prognoză. Pe baza modelelor globale nu se poate face prognoză no casting. Ne mai ajută în elaborarea acestor avertizări, bineînțeles, modelele la mezoscară, dar v-am spus, rolul esențial îl au aceste instrumente, sateliții și radarul meteorologic. Ce ne așteaptă în vara anului 2017 și din punct de vedere agricol? Pentru că poate sunt oameni interesați. Va ploua, nu va ploua? Va fi prea bine? De vreme să vă prea spun de ce va fi în vara anului. Pentru că prognozele sunt de fapt niște estimări sezoniere pe care agricultorii chiar le găsesc pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie www.meteoromania.ro. La fie care sfârșit de lună se fac aceste estimări pentru următoarele 3 luni. Și ele se fac pe bază statistică. E greu de spus acum, da, va fi o vară ploioasă. S-ar putea luna iunie, cum a fost și anul trecut, să fie ploioasă, să avem cantități de peste 100 de litri și să vină iulie și august cu cantități mai puține și atunci să avem secetă și să fie probleme. E prea devreme să ne pronunțăm. Întreb acest lucru deoarece la începutul iernii, la debutul iernii, tot timpul citesc titluri în ziar, această iarnă va fi cea mai grea din ultimii 100 de ani. Și așa mă gândesc că poate și vara asta va fi poate cea mai ploioasă, cea mai secetoasă, cea mai toridă. Însă e prea vom trăi și vom afla. Evident, nu ne mințim ca la meteo astăzi. Da, vă mulțumim mult pentru prezență, la cât mai multe zile frumoase, cu prognoze frumoase și vă mai așteptăm cu drag la noi. Mulțumesc, la fel și dumneavoastră și telespectatorilor noastre. La mulți ani tuturor colegilor! La mulți ani de Ziua Mondială a Meteorologiei! Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și în această dimineață. Ne întâlnim și mâine, tot de la ora 8, pe TVR Iași, la Bună Dimineața Moldova! Să aveți o zi frumoasă!